Podul de la Lainici, lucrarea care s-a lăsat așteptată, se pare că ar putea fi finalizată la timp. Asta spre deosebire de celelalte proiecte celebre, precum Centura Municipiului sau Calea Eroilor, care mai mult bat pasul pe loc. Investiția a avut parte de o reproiectare. Podul va avea o lungime de 75 de metri, iar în plus a fost realizat un nou contract ce prevede unele lucrări neprinse în actele inițiale. S-a început turnarea primului picior al podului, cel dinspre municipiul Petroșani, iar în următoarele săptămâni urmează cel dinspre Târgu Jiu. Prefectul de Gorj spune că este convins că termenele contractuale vor fi respectate, atât în ceea ce privește podul, cât și parcarea din zona mănăstirii Lainici. Din fericire pentru județul Gorj, avem parte și de societăți care își fac treaba cu seriozitate. Firma care lucrează la podul de la Lainici este una dintre aceste societăți. A început în sfârșit, după 10 ani să se lucreze la acel pod celebru de la Lainici, și spun celebru pentru că s-a făcut atât foarte mult tamtam în jurul lui. S-a început turnarea cu lei dinspre Petroșani. În următoarele săptămâni se va turna și piciorul podului dinspre Târgu Jiu. Sunt convins, de fapt, 100%, că termenele contractuale de la această lucrare vor fi respectate. Aici este vorba și de podul de la Lainici și de parcarea de la mănăstirea Lainici. Actul adițional la contractul semnat cuprinde un nou termen de finalizare a lucrărilor. Constructorii trebuie acum să capteze torenți de pietre ce curg de pe versant, iar podul, care inițial trebuia să fie perpendicular pe Albia Jiului, va fi construit oblic. Știu că s-a făcut un adițional la contract. Inițial, cred că era un termen până la sfârșitul anului, ținând cont că lucrarea s-a modificat ca și structură. Aici au fost câteva lucrări care nu au fost prinse în proiectul inițial și mă refer la captarea unor torenți de pietre care curg după versant. Este vorba despre schimbarea lungimii podului, pentru că la început podul trebuia să treacă perpendicular pe Albia Jiului. Acum vine oblic. Podul va avea o lungime de aproximativ 80 de metri. Nu știu dacă s-au modificat termenele contractuale sau nu, în schimb sunt 100% convins că aceste termene sunt asumate în integralitate de către executant. Podul și parcarea de la Lainici ar fi trebuit să fie gata în luna octombrie, conform termenelor inițiale. Despre proiect se vorbește de aproape un deceniu.